Bună ziua, sunt Cristian Hagi, vorbim astăzi despre drumurile noastre toate. Am în minte această melodie de fiecare dată când vorbim despre drumuri. Vești bune, cel puțin asta vă va spune invitatul meu de astăzi, care a susținut și o conferință de presă, un bilanț al activității REAJ de pe Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri din Constanța. Știți că facem, sau încercăm să facem așa, că cred că de 2 ori pe an, emisiuni despre starea drumurilor din județul Constanța. Mi-a rămas în minte o promisiune a invitatului meu de astăzi, care a spus așa: până prin 2020 vom avea asfaltate toate străzile, toate drumurile, mă scuzați, din județ. Vedem cum suntem acum, la jumătatea mandatului. Avem afișat și un număr de telefon dacă vă interesează anumite sectoare de drumuri sau dacă aveți o întrebare pentru invitatul nostru de astăzi, o puteți face fie în direct, fie lăsați întrebarea colegilor mei din regie, domnul Lucian Lungoci, administratorul REAJ de pe Constanța. Bună ziua! Bună ziua! Suntem bine sau nu suntem bine la Suntem jumătatea drumului? bine la mai Aproape puțin jumătate. de jumătate, să spunem, după un an plin, 2017, un an întreg și hai să Și zicem câte luni? jumătatea de 2016, ce am de când sunt acolo. Dacă discutăm de un bilanț al anului 2017 din punct de vedere al lucrărilor, anul trecut am închis cu refacerea căii de rulare prin așternere de covor asfaltic nou pe sectoare sau drumuri județene care cumulează o lungime de 110 km. 110 km. 110 km am realizat în Vorbim 2017. despre drumuri reabilitate, nu neapărat despre drumuri noi. Deci s-a Nu lucrat drumuri pe noi, pe 110 km. 110 km. Noi avem o rețea de 680 de kilometri. Deci Consiliul Județean, Județul Constanța are o rețea în inventar de 680 de kilometri drum cu asfalt, așa este prins în inventar, mai bun sau mai rău sau foarte rău. Da, pentru că încă Mai avem drumuri avem foarte și rele? drumuri foarte rele, Vom discuta și cum să despre nu. ele, să păstrăm așa puțin Da. suspansul. De 680 de kilometri în această rețea de drumuri asfaltate și aproximativ 150 de kilometri de drumuri județene care sunt în acest moment, atât fizic cât și în inventarul județului, ca drumuri de piatră sau drumuri de pământ. Ele există, Mai avem drumuri de da? pământ, da? Sunt drumuri județene care nu au avut nici măcar niciodată n-au avut o piatră pe ele. Așa sunt ele de 30 de ani, de 40 de ani. Sunt în inventarul Consiliului Județean, din păcate apar și pe hărți. Am avut discuții cu transportatori, cu turiști, cu cetățeni. GPS-ul pe timpul verii, pe zone aglomerate, te mai dirigează și către un drum de ăsta, că harta nu știe de că e asfalt sau că e pământ. Softul Interesant, da. respectiv, da, am avut astfel de Dați-mi un cazuri. exemplu, vă rog, de, nu știu, un turist care a rătăcit pe un Păi astfel hai de că drum vă sau... spun, de exemplu, un drum județean face legătura între Tortoman, deci ar veni, hai să spunem, de la Sliștea, Tortomanu și normal se aduce la Megidia, dar mai există și o rută pe la Gherghina și iese Mircea Vodă și iese în drumul național Megidia-Cernavodă, dar între Tortoman și Gherghina e un drum de pământ acolo. E pământ. Până acolo mergi pe asfalt, dacă vii de la până la Tortoman mergi pe Deci se asfalt. merge bine, da, până Da, la da, Tortoman. da, da. De la Tortoman la Gherghina intră omul pe pământ, așa l-a dus harta. Și de la Gherghina Mircea Vodă în drumul național, la fel, e asfalt, dar are o porțiune de 6 km. S-a trezit omul, era în câmp. Destul, da. Era în câmp și a zis, nu știe ce se întâmplă. În fine, v-am dat un exemplu. Mai avem, de exemplu, pe 391, DG391, e un drum județean foarte lung, 90% e cu asfalt. Dar are și o porție. El pleacă din Mangalia, urcă Negru Vodă, trece Cerchezu, se duce la intersecție cu 392, pleacă spre Cobadin, coboară prin Mereni, în drumul național, continuă din Topraisar, continuă Biruința, tot cu asfalt, numai că el se închide la Tuzla. De la Biruința la Tuzla nu există. E la fel, Pământ, da? pământ, da. E drum de pământ folosit de utilajele agricole din zonă, de fermierii din zonă. Vor fi vreodată Cum asfaltate, să nu? reabilitate Cum aceste să nu? drumuri? Asta este faza a doua. După ce ajungem la finalul exercițiului financiar al Consiliului Județean 2020, eu ce am propus Consiliului Județean, că avem făcut o strategie, cel puțin până în 2020, următoarea fază, după ce finalizăm, hai să spunem, întreținerea sau punerea la punct a rețelei de drumuri asfaltate, următoarea fază o reprezintă upgradarea, modernizarea acelor drumuri de pământ și de piatră. Numai că acolo va fi făcută o analiză. Poate avem un drum de pământ
care nu este circulat, nu leagă două zone importante, nu ar avea un trafic. Încercăm să facem și un audit al traficului, pentru că ar face o investiție. De ce să bag câteva milioane de euro într-un, de exemplu, Tortomanu-Gherghina, cu poate trec două mașini pe săptămână pe ruta aceasta, să băgăm câteva milioane de euro, când putem cu banii aceia să facem cu totul altceva. Dar vor fi studiate toate oportunitățile. Dar sunt și drumuri foarte importante care trebuie făcute. Care să vorbim despre ce veți face un pic mai târziu în emisiune, pentru că avem de discutat și lucruri importantă din punct de vedere financiar. Regia aceasta, eu v-am spus că are o situație, pentru că au scris și colegii din presă, o situație financiară foarte grea. Noastră a spus că o veți aduce pe linia de plutire. Cum stau lucrurile acum? Acum este pe linia de plutire, este pe un trend ascendent, plutește, este foarte bine. Nu are o datorie pe datoriile curente, sunt activitatea curentă, datoriile sunt plătite la zi, vorbesc de furnizori. Într-adevăr, avem datoria din spate, care terminează din 2015. Salariile sunt plătite la zi, în contul regiei există aproximativ 13 milioane de lei. Ratele pe care le avem de plătit pe planul de reorganizare aprobat anul trecut în luna august prevede 3 ani de reorganizare cu 4 rate anuale, deci 12 rate. Noi am plătit deja 3 rate. Suntem la zi, ne ținem de acel plan, avem bani să continuăm să plătim ratele în continuare. Din punct de vedere financiar stăm bine. Trebuie menținut ritmul. Anul trecut am obținut un profit de aproximativ 27 de milioane de lei. La o cifră de afaceri de? De 68. Profitul acesta este compus, deci rezultatul brut este compus din, să zicem, profitul net, diferența între ce ai încasat și ce ai cheltuit, plus că am pus presiune, nu neapărat presiune, ne-am comportat cum trebuie să se comporte o companie. Am luat din spate toate datoriile, că și noi la rândul nostru aveam de încasat bani. Statul mă obligă și m-au dat s-au înscris la masă credală și ne-am judecat entități și mă obligă să plătesc, dar și eu la rândul meu am de încasat. De ce să închid ochii în spate? Fie că sunt societăți comerciale, persoane juridice, fie că sunt UAT-uri din județul Constanța, dar avem de încasat. Am început încă din 2016 o serie de procese, unele sunt finalizate, unele sunt în curs de finalizare și am mai recuperat și din acele sume. Astfel încât ajungi cu ce am încasat din spate la aceste cifre. La această cifră. Da, 27. Avem un telefon și revenim. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, o întrebare vreau și eu să pun. Pentru domnul Lugoci, vă ascultăm. Pentru zona Zacea Colț cu Luptători. Vorbim despre drumuri județene, da? Poate am greșit noi titlul, să știți. Nu, e strada Amzacea din Constanța. Păi da, mulțumesc frumos pentru telefon, dar noi vorbim numai despre drumuri județene, acum nu despre municipiul Constanța, da? Drumuri din județul Constanța. Eu văzusem că s-au făcut unele rute și vroiam și aici că e mare înțeles. Nevoie. Da, îl chemăm pe domnul primar, să știți că l-am tot chemat într-o emisiune și ne va spune dumnealui pe cei de la Confort Urban, altă mâncare de pește. Mulțumesc. Mulțumesc pentru telefon. Haideți să schimbăm titlurile, spun colegilor, să pună județul Constanța, că sunt probleme și în municipiul Constanța, sunt, nu țin de dumneavoastră, sunt, dar sunt, așa scrie, da, îmi spun colegii mei. Bun. Revenim puțin la rezultatele financiare. Sunteți pe profit cu căruțele? Ce ați făcut? Sunt ale Consiliului Județean, sunt predate către Consiliul Județean scriptic. Ele sunt depozitate într-un, hai să spunem, garaj al regiei, că n-au unde să le țină. Am înțeles. Investiții interesante făcute de RJDP în trecut. De Consiliul Județean făcute. Prin Consiliul Județean făcute? Prin RJDP. Deci RJDP a fost un prestator. Consiliul Județean împreună cu Rom Silva. Deci fostul președinte al Consiliului Județean a spus așa, RJDP-ul îi cumpără niște căruțe, nu? Nu. Dar nu. Cum a fost? Deci, un protocol încheiat între Consiliul Județean Constanța și Rom Silva prin Herghelia de la Mangalia, prin care Consiliul Județean a dorit să angaje că face o investiție de modernizare, reabilitare, mai multe lucrări acolo, pe lângă aceste lucrări și achiziționarea unor obiecte independente, printre care și aceste atelaje cu harnașamente, cu tot cu ce trebuie.
de toată povestea asta de lucrare, de achiziție, s-a ocupat AGDP-ul. Dar nu și le-a cumpărat pentru ea, pentru regia de drumuri și poduri. Am le-a cumpărat, trebuiau date, predate către Herghelie. Și ele au rămas acolo. Numai că s-a rupt căruța, că tot vorbim de căruțe, au intervenit alte organisme pe fir, stai că nu e în regulă, că nu trebuia, această colaborare nu e bună, că finanțarea n-a fost bună și s-a întrerupt. Am înțeles. Am pregătit cu ajutorul dumneavoastră mai multe grafice. O să arătăm un grafic pe care scrie așa, motorină, și o să vedem niște linii. Noi ne-am cam dat seama despre ce este vorba, dar o să le afișăm, o să rog pe colegii mei să ne și explicați un pic. Sunt eu convins că se leagă puțin de rezultatele financiare despre care vorbeam. Îl avem pe ecran. Ce avem acolo, domnule Lungoci? Deci că vorbim de profit. Nu poți să faci profit decât dacă rentabilizezi activitatea. Pe de o parte prin o cheltuire judicioasă a resurselor, pe de altă parte prin obținerea celor mai bune prețuri pentru materiale, combustibil, materii prime. Ne uităm, e o analiză începută din 2015. Deci linia, în stânga avem 2015, 2015, da? Linia superioară închisă la culoare albastră, cred da. Că este, reprezintă prețul oficial mediu la stația de carburant, la stația PECO. Da. Mediu pe fiecare lună, pe fiecare zi în parte. Din partea de contabilitate a societății am scos și eu achizițiile făcute din 2015 în 2018, cu cât cumpărăm noi motorina, cu cât a cumpărat această regie. Și dacă ne uităm din 2015, că ele sunt sensibile, egale, chiar e un punct undeva unde, din păcate, cu foarte puțin, noi am achiziționat mai scump decât ai fi luat de la PECO. Dar pare, mă scuzați, un fel de nonsens să cumpăr mai mult decât la stație pentru... Cât consumă? Câtă motorină consumă? Noi avem regia? Acum, la volumul de lucrări pe care l-am avut anul trecut, da. O medie, să spun, de 100 de tone pe lună. E un consum mare bun, care da? Îți permite să negociezi. Eu dacă aș consuma 100 de tone, m-aș duce și aș spune. Bun. Vreau și ne uităm. Ok, tot timpul a fost undeva dedesubt. Undeva la mijloc, acolo este decembrie 2016, când cu o investiție... Deci ce se întâmpla? Era practic un, hai să spunem, un monopol mascat. Regia nu mai avea rezervoare proprie. Noi deținem 6 secții în județul Constanța, plus 3 cariere, 9 rezervoare ne trebuiau, 9 puncte din județ. Nu le-a mai avut și le-a dezafectat, erau vechi. Le-a primit de la o companie petrolieră cu titlu gratuit, să le folosească. Când scoteau, respectau procedura de licitație, scoteau la licitație un lot de motorină, dar caietul de sarcini prevedea livrare de combustibil plus rezervor, pentru că firma respectivă nu admitea să veniți dumneavoastră cu motorina să puneți rezervorul lor. Și orice participant doritor, eventual participant, când citea caietul de sarcini, ceva, nu vin și cu nouă rezervoare. Nu o mai înscriu. Și astfel ai rămas agățat de o anumită companie. Care putea să... Care, dacă venea și participa singură, jongla cu prețul cum vroia. Am convins Consiliul Județean, am convins creditorii, mă, lăsați-mă în 2016, în decembrie, că nu se mai poate așa, să hai să cumpărăm nouă rezervoare, să le avem noi. O investiție minimă, nu e o investiție uriașă. Chiar dacă suntem în... abia pornim motoarele și ne revenim. Din profitul realizat la finalul 2016, și acolo a fost un profit de 4 milioane de lei, am reușit în plină iarnă, în ianuarie, să ne montăm aceste rezervoare. Și vedem pe grafic cum încep să se despartă acele linii. Acum... Distanța dintre prețul de achiziție pe care îl avem noi din decembrie 2016 până acum e o distanță mare față de prețul de la pompă. Care e diferența? 10%? 15%? Nu-mi dau seama din grafic. Păi, cam un leu. Astăzi noi, deci acum avem cu TVA 4,69 preț de achiziție per litru. La PECO cred că e undeva 5,60. Nu știu cât exact. Dar e cam aproape un leu. Un leu din 5 lei. E un leu din 5, 20, cam 20%, 20% aproape. Da. Ei, tocmai la 100 de tone pe lună, probabil că se cunoaște. Diferențele sunt foarte mari. Din prețul obținut în ianuarie, la prima licitație, primul lot, în 3 luni de zile, diferența de preț pe care am obținut-o, că atunci a fost o competiție liberă. Sunt rezervoarele mele, veniți și participați toate firmele de pe piață. Abia atunci există o competiție adevărată, reală. Am înțeles. Am obținut un preț foarte bun. Pe acel rulaj de 100 de tone pe lună, în 3 luni de zile am amortizat investiția costul cu rezervoarele. În rezervoare. Deci nu sunn niște, cum să spun, niște management extraordinare învățate la Harvard, nu știu unde. Sunt niște chestii elementare, numai să vrei să le faci.
Economie la combustibil, la preț, economie la combustibil, pentru că și aici e o discuție. Stai că vorbim și despre asta, mai avem un telefon, că e interesantă discuția. Bună ziua, vă ascultăm. Alo? Alo? Bună ziua, despre drumuri județene vorbim, să știți. Da, de drumuri întrebări. Județene, da, da. Vă ascultăm, domnul Lungoci, administratorul RJDP. Da, de drumuri județene, da. Întrebare dacă aveți, vă ascultăm. Da. Bună ziua. Sunt un localnic al orașului Constanța. Avem părinți în zona spre Tulcea. Și nu s-a făcut nimic de la cheia, grădina până Votar, Tulcea, o groapă și dai în 10 gropi. Când se va face aceste drumuri? Vă răspund în această emisiune. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Rămâneți pe fir pentru că vom discuta, dar problema există. O să vă uitați spunea. Am înțeles. Vă uitați până la final și în partea a doua discutăm exact despre ce se va face în viitor, ce se va asfalta. Mulțumesc frumos pentru telefon. Problema există pe drumul acela. Nu, că discutam la început o emisiune de drumuri foarte proaste. Foarte proaste. Stați pe recepție, vă rog, și revenim cu răspunsul. Bun. Cum sunt utilajele pe care le aveți? Consumă foarte multă motorină, nu puteți investi și aici? Da, deci avem și un... Dați-mi să vă spun. Știu că ați acționat iarna și ați acționat foarte bine, cred eu. O laudă, deși poate n-ar trebui în această emisiune. Toată lumea a apreciat sau mulți modul în care ați lucrat iarna, dar îmi spuneți că aveți utilaje foarte vechi. Avem utilaje învechite, depășite moral, depășite tehnologic. Într-adevăr, sunt niște consumuri mai mari decât la utilajele noi. Din discuțiile avute cu Consiliul Județean, cu încerea Consiliului Județean, cu administratorul judiciar, dânsii s-au dus mai departe în Comitetul Creditorilor, avem acceptul ca anul acesta să parte din acest profit să fie reinvestit în retehnologizare, să achiziționăm 10 autocamioane 8x4 dotate cu lamă și sărăriță care să acționeze iarna, iar vara să lucreze la transportul de materii prime, piatră, asfalt. E clar, este nevoie cât mai rapid, cât mai urgent de retehnologizare. Avem două truse. Cât de vechi sunt utilajele pe care le aveți? Dați-mi un exemplu dintre cele mai vechi utilaje. Păi dacă vorbim de frezele de zăpadă, că vorbim de iarnă, sunt frezele acelea rusești din 1960 și ceva. Bun, dacă vorbim de basculante, rabele, acelea pe care le știm, care au lucrat la canal, când s-au construit canalul, 70-80. Da. Deci încă mai avem astfel de utilaje. Dar găsiți piese de schimb? Întrebarea se găsesc, e serioasă. Se găsesc piese de schimb, numai că avem o rată a defectabilității foarte ridicată. Astăzi repar ceva, stă în garaj 2-3 zile la reparații, ai scos-o cu o problemă rezolvată și peste 5 zile, peste o săptămână, te poți trezi cu o altă problemă. Bine, despre utilaje care acționează la minus 20 de grade, minus 30 sau de grade. Sau vara încărcate cu materiale, care ele trebuie să lucreze, sunt utilaje grele, trebuie să lucreze. Deja am renunțat să mai reparăm două astfel de utilaje, costurile cu... Noi avem permanent să analizăm ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate, pe fiecare utilaj în parte. Când deja ajunge la o sumă care depășește valoarea lui pe piață, hai să spunem că e 12.000, 13.000 de euro o astfel de basculantă. Dacă ajungi să repari de 10.000 de euro, nu mai repari. Ne oprim. O tragem pe dreapta și anul acesta ne vom cumpăra alte utilaje. La fel, vrem să ne achiziționăm și o trusă de asfalt, un eșalon de asfalt nou, cu format dintr-un vibrofinisor, utilajul acela care face drumul, așterne asfaltul, un cilindru și o freză de asfalt. Sunt utilaje noi, moderne, cu altă viteză de lucru și cu, hai să spunem, și o îmbunătățire din punct de vedere calitativ al lucrărilor. Sunt utilaje ghidate cu laser, ghidate pe ridicări topo și sisteme GPS. Mare parte a drumurilor județene sunt construite în anii 40-50, au o fundație destul de subțire și au apărut în ultimii ani, să spunem, abateri geometrice de la planeitate, atât longitudinal cât și transversal. Se lasă drumul, practic, da? Da, ele sunt de 50 de ani, nu s-a mai lucrat la fundație. Poți să preiei din aceste abateri de planeitate și prin turnarea asfaltului, dacă nu ai banii necesari să decopertezi tot, să lucrezi la fundație. Aia ar fi varianta cea mai bună. Da, da. Dar, până ajungi acolo, poți să
preiei aceste denivelări, aceste neregularități din asfalt. Ori cu un vibrofinisor din 1997 care are și el acest sistem, dar este un sistem mai rudimentar. Se întinde un cablu de oțel, pe acel cablu merge un palpator, acel cablu trebuie întins și corectat de un topometrist mereu înaintea finisorului. Pierzi timp, se poate face, noi lucrăm și pe sistemul acesta, dar cu un utilaj nou, ghidat laser, lucrurile merg mult mai simplu și lucrarea este mult mai bună. Nu credeți, domnule Lungoș, dacă am ajuns în acest punct, că o firmă privată din România sau din străinătate ar putea face lucrări de asfaltare mai bine decât le face RAJDP, ținând cont de faptul că are utilaje mai bune și poate experiență mai mare, mai bine, nu știu. Cred. Are utilaje mai noi, mai bine și mai ieftin. Aici vreau să ajung. Întotdeauna există loc de mai bine. Întotdeauna, în orice domeniu. Nu deține cineva perfecțiunea. Dar vorbim de costuri și de prețuri. Prin optimizarea și eficientizarea muncii, vreau să vă spun că anul 2018 noi lucrăm pentru principalul beneficiar Consiliului Județean cu aceleași prețuri din 2015. Deci nici în 2016 nu am modificat prețurile, nici în 2017 nu am modificat prețurile, nici în 2018, în condițiile în care toate materiile prime au crescut. Motorina, dacă o cumpăram anul trecut, în 2017, cu tot cu TVA, cu 3,86, a fost cel mai mic preț pe care l-am avut vreodată, anul acesta stă la 4,69. Bitumul, un material foarte important în activitatea noastră, dacă anul trecut era 1300 de lei tona, acum avem un contract la 1520 de lei tona și avem estimări în piață că în mijlocul verii va crește la 1800 de lei tona. Dacă facem o consultare a catalogului electronic SEAP și ne uităm la prețul asfaltului, la diferite companii care listează prețul asfaltului în acel catalog, suntem undeva în, hai să zicem, în ultimul sfert ca și preț. Nu cel mai mic, dar în ultimii 25%. Nu suntem nici măcar la jumătate, suntem mult mai jos de jumătate. Dar sunteți în prima jumătate la calitate? Cu siguranță. Nu neapărat la asfalt, mă refer la... La calitatea lucrărilor, cu siguranță. Eu vă pot garanta și... Data viitoare să știți că o să vin cu un tabel comparativ cu firme din România, din străinătate și cu RAJDP. Că... Mergeți și o să ne, dacă vreți, aveți curiozitate, ne uităm la lucrări efectuate de diferite firme private și avem lucrări chiar efectuate pe drumul județean în anii trecuți, pentru că se practica povestea asta cu încredințarea al cuiva. Am văzut drumuri făcute de firme private care arată catastrofal, da? Și sau care nu arată. Sau care nu arată și am văzut și drumuri foarte bune. Foarte bine. De care, firme cum să nu vă arăt? Vă arăt și sectoare de drumuri județene construite acum 12 ani care arată impecabil. Făcute acum 12 ani. Excelent, avem sectoare care arată impecabil și acum. Nu au fost, n-a fost necesar să intervenim cu lucrări de plombare pe ele. Vă arăt și lucrări făcute în 2013, care după 5 ani de zile trebuie să plombăm la ele. Deci tot timpul există loc de mai bine. Dar în piață, deja pentru anul 2018, la prețurile de achiziție a materiilor prime importante și combustibilului, eu am curaj să spun că sunt în piață, în tarife, cu orice jucător din județul Constanța. Cheltuielile cu salariile au crescut în această perioadă, 2015-2018? Vorbim de 2016-2018. S-au majorat salariul minim? Salariul minim. Cum să nu avem salariat pe salariul minim pe economie? Am avut acolo o creștere. Am avut o modificare, o creștere generată de mutarea contribuțiilor. Am dorit ca... Oamenii au avut de suferit? Nu, pe tocmai asta vreau să vă spun. Prin mutarea acestor contribuții s-a majorat salariul brut diferit la fiecare angajat în funcție de salariu, astfel încât sunt procente diferite de la salariul minim pe economie până la cel mai mare salariu pe care l-avea directorul tehnic, sunt procente diferite de majorarea brutului, astfel încât netul să rămână același, să nu-l afecteze absolut deloc. Chiar am avut și o creștere, o creștere mică, nu... ceva spectaculos pentru fiecare angajat în parte. Deci a fost o creștere cu aproximativ 100 de lei. Că a fost 98, a fost 102, n-a ieșit exact 100 de lei. A fost o creștere de 100 de lei. Pe care un salariu minim 100 de lei înseamnă 5, 6, 7% înseamnă ceva. Pentru un salariu minim, într-adevăr, înseamnă 100 de lei. Dar să știți că pentru mare parte a angajaților regii, 100 de lei înseamnă
înseamnă ceva. Salariul, în acest moment, salariul net mediu pe regie este de 2100 de lei. 21 da. De milioane de lei vechi. Da, puțin. Cum a fost iarna? N-aș fi vrut să vorbesc, dar suntem la un moment de bilanț. L-ați prezentat astăzi bilanțul pe, 2000, pe anul trecut. Cum a fost iarna aceasta? A fost grea, dură? Nu o iarnă dură, cu un episod mai dur la final, de fapt la început de primăvară, dacă nu mă înșel. Vă mai așteptați să revină iarna așa? Nu, mai nu, ai, nu. Acum, acum nu. Da. Nu, atunci în martie. Nu acum, doamne ferește, în martie, că știu că toată lumea a fost toată oarecum prin surprindere. Da, și da, nu, da? Mai se dădeau pronosticuri așa de scăzuseră sub jumătate, era undeva la 30-25%, dar era luat în calcul. Era luat în calcul. N-a fost o iarnă extraordinar de grea nu a fost cu episoade foarte dure. Deci ce se întâmplă în județul nostru? Nu frigul, nu precipitațiile ne dau bătaie de cap. Nu avem precipitații abundente. Nu avem un județ cu precipitații abundente. Noi suntem o zonă secetoasă. Suntem sub media pe țară. Precipitațiile combinate cu vânt, două zile, trei zile, duc la formarea aici acelor troiene. Aici e problema. Am avut o iarnă, să spunem, ușoară, cu câteva episoade trecătoare până la sfârșitul februarie, cu temperaturi scăzute, cu precipitații sub formă de zăpadă sau mixte din două în două zile, sau cu posibilități de formarea poleiului în fiecare dimineață, și utilajele ieșeau de la 4 dimineața, făceau distribuirea de material de la pan 4 lare până la 8, până la 8 să avem drumurile curățate, se retrăgeau la garaj, mai făceau această activitate și după amiaza, și acele episoade a fost unul prin februarie și ce s-a întâmplat în fără probleme. Nu au fost probleme, chiar după viscula de 3 zile a căzut vântul undeva la ora 12 noapte, la ora 3 toate dimineața, toate utilajele erau pe drum, mare parte a drumurilor blocate din rețeaua de 680 de km și până la ora 21 seara au fost deblocate toate drumurile. Când nu bate vântul e bine. Încă un telefon, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua. Dacă aveți o întrebare pentru domnul Lungoș... Mă interesează drumul județean 226. 226? Știți despre ce mai vorbim? Mihai Viteazu. Exact. Mai rămâneți, vă rog, 5 minute. Nabodar Corbu, care din 71 s-a mai ascult nimic. Am înțeles. Da. Mai rămâneți, vă rog, pe fir câteva minute, pentru că discutăm peste 5-6 minute despre acest lucru. Mulțumesc mult pentru telefon. Avem afișat și un raport pe care l-ați prezentat astăzi. Haideți să spunem ce ați făcut anul acesta, să punctăm câteva drumuri pe care le aveți scrise acolo și pe care le vor putea vedea pe hartă și... Deci, colegii mei, care este cel mai important? Pentru anul acesta ne-am propus undeva peste 100 de kilometri de drum să fie refăcută calea de rulare prin așterea de covor asfaltic nou. Au început lucrările pe Movilița Potârnichea, sunt lucrările în desfășurare, lucrările pe DG224 pe Tortoman Megidia, continuăm reciclarea de anul trecut și așterea de asfalt. Sunt lucrări pregătitoare pe Mircea Vodă Gherghina, că tu mai vorbeam de el înainte. S-a turnat un prim strat de egalizare, un strat binder, după care s-a venit cu stratul de uzură. Sunt lucrări pregătitoare de refacerea zonelor unde a cedat fundația pe drumul județean care face legătura între Mangalea Negru Vodă. E o lucrare amplă, sunt 35 de kilometri, dar în primă fază să reparăm zonele unde este fundația cedată, se face o săpătură în drum la 40-50 de centimetri, se vine cu aport de piatră. Practic se reface fundația, nu că se reface, se face o fundație mult mai bună, că acum drumul are o fundație existentă de 20-25 de centimetri maxim și în zonele unde a cedat se decopertează, se casetează și facem o fundație de 40 de centimetri, peste care venim cu asfalt. Dacă putem să discutăm acum de Corbu, de... Luăm o pauză înainte, da, încerc colegii mei pauză de publicitate și apoi discutăm, da, și despre Corbu și despre drumul spre Tulcea. Luăm o pauză și revenim. Ne-am întors, discutăm despre starea drumurilor din județ, dar și despre investițiile din acest domeniu. Bun, aveam o întrebare. Drumul 226, dacă nu mă înșel? 226 începe din localitatea Lumina, tranzitează Năvodari, continuă prin Corbu, Săcele, Istria, Sinoie, Mihai Viteazu. Și arată deloc, bineînțeles, nu? Este, da. Acum el are o jurisdicție puțin aparte. El este drum județean, proprietatea Consiliului Județean. Asta e o chestie comună. Numai că
de la toată porțiunea din Lumina iese în administrarea GDP-ului până la podul din, la ieșire din Lumina și arată într-o stare foarte bună. De la acel pod din la ieșirea din Lumina până la Năvodari, podul de la Năvodari, ați văzut că a fost începută o lucrare de vreo 3 ani de zile, oprită de vreun an de zile, o lucrare care n-arată tocmai bine. Acea porțiune de drum, deci de la ieșire din Lumina spre Năvodari, traversăm Năvodariu, trecem podul de la Năvodari, facem stânga spre Petromidia, trecem și următorul pod și până la Petromar în față, la 1,14 km este acolo, este un drum județean care tranzitează intravilanul unui oraș și, conform legislației privind regimul juridic al drumurilor, acel drum se află în administrarea UAT-ului respectiv, a orașului, dacă este oraș sau municipiu. Deci, practic, drumul practic, despre care vorbim, practic, acel sector, acel sector de drum, bun, pe care l-a spus, ține de la ieșire din Lumina, da, de la ieșire din Lumina până la kilometru 14, la ultima curbă spre stânga, la stânga, spre Corbu, de acolo ține de, intră în administrarea orașului Năvodari. Mai departe, de la kilometru 14 până la, hai să spunem, la Mihai Viteazu, până la intersecția cu drumul național, acolo intră în administrarea Regiei Autonome Județene Drumul și Poduri. Anul trecut noi am intervenit pe acest drum și am efectuat doar lucrări de plombare, astfel încât să nu fie gropi. Nu întâmplător s-a efectuat doar lucrări de plombare, pentru că proprietarul drumului Consiliul Județean are întocmit un proiect, este depus pentru finanțare la Peiti Delta Dunării, un proiect în fonduri europene. Am înțeles că documentația este verificată și este ok. Urmează ca într-un viitor foarte apropiat, de ordinul a 2 săptămâni, o lună, nu știu să vă spun exact, urmează să fie semnat contractul de finanțare. După aceasta, Consiliul Județean să demareze procedurile de licitație privind întocmirea proiectului tehnic și execuția lucrării. De ce n-am putut noi să turnăm covor asfaltic? Noi inițial am purtat discuții din 2016 cu Consiliul Județean, cu proprietarul. Ne puteam încurca foarte rău. Adică? Să vorbim de o dublă finanțare, de o dublă cheltuire a banilor. Noi dacă interveneam anul trecut în 2017 și puneam covor asfaltic nou pe tot acest sector de drum, cu siguranță anul acesta nu mai primeau finanțarea din fonduri europene. E mai ușor și mai, hai să spunem, în beneficiu Consiliului Județean al Județului Constanța, în loc să cheltui bugetul propriu, e bine să atragă alte surse de finanțare să fac lucrările pe aceste drumuri. Sunt lucrări de, hai să spunem, sunt lucrări de investiții, nu sunt lucrări de întreținere. De-aia discutăm, avem 3 categorii de drumuri. Aceste drumuri de, drumurile de asfalt cu drumurile de pământ, de piatră de care vorbeam, drumurile de asfalt le împărțim în 2 categorii, drumuri bune, proaste și foarte proaste. Drumurile foarte proaste care necesită lucrări de, în primul rând, de refacerea fundației și de creșterea portanței acelui drum, necesită lucrări de investiție. Nu este o lucrare simplă de întreținere, de așternerea unui covor asfaltic. Sunt lucrări mult mai costisitoare. Și ca orientare avem identificarea de surse de finanțare, astfel încât să nu folosim bugetul Consiliului Județean. Că să vă dau un exemplu. Ce lucrăm la Tortoman. Deci de la Siliștea, Tortoman, Megidia există un astfel de proiect încă din 2009, un contract semnat cu Ministerul Dezvoltării, se blocase la un moment dat prin 2014-2015, i-am dat drumul în 2016. Pe drumul existent se face o reciclare la rece a drumului existent, se reface fundația peste care se pun 2 straturi de asfalt. Asta înseamnă reciclarea la rece, da? Reciclarea la rece ce înseamnă? Pe drumul existent se vine cu un aport de piatră de 20 de centimetri, piatră spartă SOR 2563, se adaugă un liant, un ciment special Duroport, avem un utilaj specializat care în funcție de rețeta dată de producător știe de cantitatea necesară de ciment pe metru pătrat. Cu acest utilaj întindem acest ciment și în spate vine un utilaj de mare capacitate
cu un cilindru cu niște cu dinți care practic toacă stratul de piatră, aportul de piatră, asfaltul existent, fundația de sub asfalt, cu cimentul respectiv amestecă într-un buncăr, are un dozaj de apă și în spate toarnă un beton. Un beton semi-umed, nu e un beton ca acela de fundații de stâlbi la casă, se profilează cu un utilaj denumit autogreder, se cilindrează în spate cu un cilindru compactor și rămâne o fundație de beton. Peste această fundație, asta înseamnă reciclare. Folosești materialele existente acolo. Și peste aceasta se toarnă? Peste aceasta venim cu un prim strat de legătură, un strat de bază, stratul binder, de o medie de 7 cm, 6-8 cm, peste care venim cu un al doilea strat, stratul de uzură. Este o lucrare care ajunge la aproximativ 1,5 milioane de lei pe kilometru. În condițiile în care o lucrare de întreținere prin așternere de covor asfaltic nou trebuie să iasă la 280-270 de mii de lei. Deci undeva suntem de 6 ori mai scump. E, dacă ar fi să folosesc banii Consiliului Județean, să fac un kilometru de lucrare, de acest tip de lucrare de investiție, în loc să fac un kilometru, mai bine prefer să fac 6 kilometri din celălalt tip de lucrare, de întreținere, și să găsesc surse de finanțare. Surse alternative de finanțare, am înțeles. Deci corbul va fi făcut, eu vă garantez, eu știu stadiul proiectului, numai că nu pot să vă spun că va fi făcut anul acesta. Vom afla vești peste 2-3-4 și atunci vom vedea. Imediat vorbim și despre al doilea drum spre Tulcea, pentru că mai avem un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Alo? Bună ziua, dacă aveți o întrebare, dar pe scurt, suntem pe finalul emisiunii, vă ascultăm. Alo? Sunt un bun ascultător al dumneavoastră. Eu sunt din Râmnicu plecat, dar am pământ la Râmnicu. De la Râmnicu, la granița cu județul Tulcea, la dealul, e un asfalt, zici că a trecut război mondial. Da, am înțeles. Deci problema aceea de acolo. Mulțumesc pentru telefon, rămâneți pe recepție. Vă rog tare mult, a trecut război, eu în 67 am plecat din Râmnicu și în 92 m-am întors. Da, probabil că nu s-a fi făcut nimic între timp. Mulțumesc frumos pentru telefon, rămâneți pe recepție. Care e situația acolo și, de fapt, haideți să vorbim despre legăturile cu Tulcea. Că mai discutam exact despre această zonă. Grădina Râmnicu de sus, Râmnicu de jos, Râmnicu de sus, pe DG222. S-a fi făcut din 1967 ceva pe drumul ăla? Dacă s-a făcut, s-a făcut foarte puțin. S-au făcut niște mici reparații de prin plombare. Ce se va întâmpla? Și DG226A din Cogealac, Râmnicu de jos, la fel Râmnicu de sus. Este vorba de zona de nord a județului. Noi mai avem ceva în obiectiv acolo. Și drumul județean 225 de la Saraiu, Stejaru, Vulturu, Runcu, Pantelimon. Drumul județean 226B din DN22A, prin Pantelimon, Pantelimonul de jos, grădina Cogealac. Dacă ne uităm pe această hartă, ne învârtim de fapt în aceeași zonă. Este o zonă, hai să spunem, și puțin vitregită, lăsată deoparte de, nu știu, în anii trecuți nu s-a lucrat deloc acolo, dar este și o zonă foarte afectată în această zonă de nord a județului. Numai pe teritoriul județului nostru sunt 5 cariere de piatră. Sunt utilaje de mare tonaj care circulă pe aceste drumuri județene și practic au distrus ce exista din acest drum. Mai mult decât atât, în județul vecin, în Tulcea, mai există încă 3 cariere de piatră care coboară tot pe aceste drumuri. Vin în județul Constanța tot folosind aceste rute. Pentru aceasta, am discutat cu colegii din Consiliul Județean, cu conducerea Consiliului Județean. Suntem în faza în care acum lucrăm la realizarea cadastrului pentru aceste drumuri, că nu există cadastru. Nu există cadastru. A expertizei tehnice, să vedem ce se află pe acele drumuri. Adică știți că sunt proaste, dar vreți să vedeți ce e de sub, da? Nu. Când te duci să obții o finanțare, nu poți să mă să-i spun știu eu, că mi-au zis colegii care au lucrat acum 30 de ani la ele, că au 20 de centimetri, 5 sau 7. Studiu, nu. Da? Se face o expertiză tehnică, de către un expert tehnic autorizat. În baza expertizei tehnice se face un studiu de fezabilitate. Studiu de fezabilitate sau de prefezabilitate care, în funcție de ce ai și unde vrei să ajungi, îți determină 2-3 soluții tehnice. Când ai determinat și soluțiile tehnice și lista de cantități materiale, prețurile, știi cam câte costă.
Având toate aceste date, toate aceste documente, nu avem decât să mergem ori pe fonduri naționale, ori pe fonduri europene. E o chestiune, mai avem un minut până la final, care durează. Care durează. Eu ce pot să vă spun, anul acesta o să intrăm cu lucrări de reparație, dar sunt lucrări de reparație de întreținere, nu rezolvăm problema acolo. Am mai făcut și anul trecut, sunt lucrări pe anumite zone. Să venim cu aport de piatră pe zonele unde fundația practic a dispărut, nu mai există. Oamenii au dreptate, există porțiune de drum după care 5 metri nu mai vezi drumul, nu mai există. Să refacem zona de fundație peste care să venim cu asfalt, dar sunt lucrări care... Peticelul, să peticelul răspund vă spun eu, că în următorii 2 ani nu vor rezista 2-3 ani. Venim la acea situație, dacă nu investim în acele drumuri, să le creștem importanța, în primul rând. Capacitatea lor de a susține tonaj ridicat. Am înțeles. Ultima întrebare din emisiune. Cum ați caracteriza relația pe care o aveți instituțională cu Consiliul Județean Constanța? O relație normală, foarte bună. O relație foarte bună, am înțeles... să aloce bani din bugetul Consiliului Județean pentru întreținerea și modernizarea drumurilor, pentru că lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat în ultimii 4-5 ani. Dacă vreți așa, din 2013 în 2016 s-au asfaltat 25 de kilometri de drum. Cam atât se interesa Consiliul Județean despre drumuri. Consiliul Județean, actuala conducere a Consiliului Județean și în special domnul președinte Horia Tuțuianu a înțeles necesitatea investițiilor în drumuri județene, în infrastructură. A alocat și bani sau nu? Alocă. Avem față de anul trecut, avem același buget, 49, nu, cu 500 de mii de lei mai mult. Am avut 49,5 milioane de lei. Anul acesta avem alocat și 50 de milioane de lei. A înțeles necesitatea investițiilor pe drumurile județene, a înțeles și necesitatea unor lucrări mult mai ample, mai ales pe zona de nord a județului, pentru că nu putem altfel să ieșim la capăt cu acele drumuri și se caută aceste soluții de finanțare. Și din afara bugetului. Noi le urmărim, domnule Lungo, și mai discutăm despre ele atunci când va veni vremea. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o zi excelentă în continuare.